am o veste foarte bună, care cred că este prima dată când este oficial, dar chiar acum am discutat. S-a constituit un grup, de fapt o delegație din partea PNL București și chiar ieri a fost la negocieri cu doamna Firea pentru situația Radetului. Cred că este în prima audiență ce aflați acum. Legat de situația Radetului, trebuia să se găsească o soluție pentru intrarea în faliment care se întâmplă pe 27 februarie a Radetului. Deci va intra în faliment. Asta e un lucru clar în faliment. Sigur. Este un lucru sigur. S-a făcut o discuție în care cel mai important lucru pe care vrem să vi-l comunicăm este că și este important pentru bucureșteni și chiar acum am aflat asta și este de foarte mare noutate, dar și foarte, suntem și mândri că soluția pe care doamna Firea, cât și grupurile partidelor politice de consilier general, reprezentate în Consiliul General, au agreat într-o negociere care a durat 6 ore. Soluția Radetului va fi o reorganizare, o reînființare a unei noi societăți de termoficare care va prelua, de fapt, operarea sistemului de operare a Radet. Practic, Radetul va rămâne în faliment, dar partea de termoficare și tot partea de operare va fi într-o nouă societate care va fi o societate de termoficare.